Leta Ilie s-a dezbrăcat de caracter în secția de poliție. Blondina a făcut un circ monstru din cauza fiului ei și a fost la un pas să se aleagă cu amendă usurătoare. Fosta nevasta fotbalistului Sabin Ilie a fost protagonista unui scandal de proporții după ce a încercat să își elibereze fiul reținut de poliție într-un dosar de șantaj. Surse judiciare au dezvăluit pentru spynews.ro că imediat ce fiul blondinei a fost săltat de polițiști, Leta nu a stat pe gânduri și a intrat în secția de poliție foarte furioasă, convinsă că băiețelul mamei nu ar fi fost capabil să determine un tânăr să-i dea bani pentru a nu divulga imagini compromițătoare cu el. A țipat cât au ținut-o plămânii și i-a jignit pe oamenii legii. Polițiștii au vrut să o calmeze cu o amendă usturătoare pentru tulburarea liniștii publice, dar au decis să o ierte, punând totul pe seama emoțiilor declanșate de vestea reținerii fiului ei.